Brioșe, prăjituri, covrigi, popcorn, mere, compot, dar și multe alte bunătăți s-au vândut la târgul de Crăciun care a avut loc în incinta gimnaziului din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni. Din banii adunați vor fi procurate pachete cu produse alimentare pentru bătrânii singuratici din localitate, relatează Nord News. Noi colegii le-am strâns, dar personal m-a ajutat mama mea. Avem diferite patiserii, plăcinte, brioșe, chec și altele. Da, eu cred că este un gest foarte frumos din partea școlii și elevilor. Suntem foarte fericiți pentru că la noi în gimnaziu se organizează astfel de eveniment și banii care îi vom strânge îi vom duce la bătrânii de Crăciun. Târgul cu genericul de Crăciun Să fim mai buni a devenit deja o tradiție, iar elevii se implică activ de fiecare dată pentru a aduce magia sărbătorilor în casele tuturor. Această acțiune de caritate este deja la a treia ediție. Prima ediție am donat hăinuțe și produse unei familii din Struzovca. A doua ediție am donat produse și toate necesare unei colege de clasă, a clasei care o conduc. Anul acesta am hotărât să mergem la bătrânii singuratici din sat, pentru că am fost de Paști, am organizat o astfel de acțiune și cu atâtea emoții ne-au primit că elevii noștri au hotărât să mai mergem o dată, pentru că sunt dornici de noi, sunt dornici de comunicare și îi vedem atât de deschiși și atât de entuziasmați de fiecare dată când mergem la ei. Prețurile au fost accesibile, iar unele produse s-au vândut ca pâinea caldă. Eu am cumpărat pcene de 5 lei, popcorn de 10 lei și jile de 7 lei. E foarte frumos. Am adus plăcinta azi la școală, am mai făcut și eu bani și am cumpărat și e foarte bucuros. Am cumpărat apă dulce și 3 chexuri. Este o acțiune de binefacere tare bună. Am o părere foarte bună, chiar îmi place că se fac târguri în școala noastră și să fie tot așa mai departe fiecare an. Profesorii salută inițiativa elevilor și le apreciază efortul. De sărbători este o obișnuință să fim mai buni și să încercăm să facem un cadou cuiva drag nou. Nu neapărat să-l cunoaștem, dar trebuie să înțelegeți că a face un bine este o plăcere pentru fiecare din noi. Vom procura și vom face un pachet ca să îi bucurăm și pe ei în astfel de sărbători. Câțiva ani la rând de această formă educativă se ocupă doamna Svetlana Botezatu, care participă la niște proiecte transfrontaliere și facem asemenea târguri și de Paști și acum de Crăciun. Și prin aceasta noi le altuim copiilor stimă față de bătrâni, respect și binevoință și bunătate în suflet. Gimnaziul din Fundurii Vechi numără 230 de elevi.